6 dintre jocuri sunt programate miercuri, ultima întâlnire, cea dintre Pleșul Râșca și Șomuzul Preutești, urmând să se desfășoare joi de la ora 16. Comitetul de urgență al Asociației Județene de Fotbal a decis ca meciurile din prima etapă a returului Ligii a IV-a, programate inițial pe data de 9 martie 2014, să se desfășoare pe 17 noiembrie anul acesta, imediat după ultima etapă a turului. Cea mai așteptată întâlnire a etapei a 14 este cea dintre Sporting 2 Arbore și Bradul Putna. Ca urmare a deciziei de marți, sezonul de primăvară al Ligii a IV-a va debuta abia pe 16 martie cu meciurile etapei a 15-a.